Și omul invită pe doamna Lavinia Dumitrașcu, care cred eu că, mai ales pentru noi, cei din spațiul Dobrogean, nu are nevoie de nicio prezentare. Este un cercetător, gradul 1, care funcționează în cadrul, machidează, da, în cadrul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie din Constanța. Este o personalitate de notorietate a științei și culturii de la țărmul Mării Negre, un om care și-a făcut din istoria Dobrogei, special, dar din istoria României în general, o misiune. În cadrul conferinței noastre, doamna dr. Lavinia Dumitrașcu și-a propus să ne prezinte, sigur, deocamdată succint, în doar 15 minute, dar vom avea bucuria de a descoperi studiul pe la filmul în care se vor reuni toate prezentările noastre, o temă atât de sugestiv intitulată Nici o faptă bună nu rămâne nepedepsită. Cazul Ovidiu Limpidi. Care a fost fapta bună? Păi capitanul comandor Ovidiu Limpidi a fost reprezentant al României în Comisia Mixtă Română-Sovietică pentru respectarea frontierilor pe Prut, Dunăre și Marea Neagră. Și de pe această poziție s-a opus cedării insulei șerpilor. Cum a spus, atât ceva nu se semnează. Da, nu se poate, da. Da, sigur că a existat o plată pentru această insolență, dar care a fost această răsplată, da? Care au fost legăturile dintre această personalitate cu rugul aprins? O lăsăm pe doamna tot la linia Dumitrașcu să ne prezinte. Mulțumesc foarte mult pentru cuvintele frumoase. Mai fi eu cercetător, dar înainte de toate sunt om, sunt româncă, sunt dobrogeancă, sunt constanțeană. Și asta contează mai mult decât cercetările. Aia e datorie. Nu are legătură cu rugul aprins. Ovidiu Limpidi nu are legătură cu tagma preoților. Însă e un creștin grec și o să vă spun puțin povestea familiei și povestea cercetării mele, ca să vedeți de unde am plecat și unde Dumnezeu am ajuns. Acum 11.000 de ani, eu aveam și niște imagini, dar lăsăm așa. Acum 11.000 de ani am fost la mama la cimitir, atunci eram numai mama acolo. Lângă cimitir, lângă mormântul ei, era un mormânt în care mama își îngropa copiii. Doamna se numea Ecaterina Limpidi și își îngropa inițial și a îngropat un băiat și o fată. Mi-am adus eu aminte că la un secund depozit am văzut niște documente privitoare la Limpidi. L-am întrebat pe tata și tata a lucrat o perioadă la muzeu și a adus materiale multe și am spus, ce-i cu Limpidi ăsta? Zice, băi, a avut prăvălie lângă Cincina, acum nu știm unde e Cincina, da? A avut prăvălie lângă Cincin și când s-a demolat, ne-a chemat pe noi de la muzeu să luăm hârțoagele, exprimarea. Și am căutat hârțoagele în depozit și am găsit un tezaur. Dincolo de chestiile contabilicește ale prăvăliei, am găsit documente, am găsit scrisori. Cine e această familie? Cea mai veche știre, în arhive n-am prea găsit, decât că Spiru Limpidi, tatăl familiei, avea prăvălie în 1900. Și cam atât. Și m-am apucat de săpat. Plecând de la scrisorile mamei, Ecaterina Limpidi, deci ei aveau doi copii pe front în primul război mondial, doi băieți pe front, și trei, inclusiv mama, care erau refugiați la Galați în perioada de ocupație. Corespondența femeii, mamei, este cu cei doi băieți de pe front. Nu vreți, scrisorile sunt fenomenale. Deci, eu n-am citit în toată viața mea niște scrisori atât de bine scrise, puțin cam analfabetă din punct de vedere al scrierii. Dar modul în care se exprimă, cât de concisă este, este o minunăție. Cred că ar fi fost un literat foarte, foarte bun. Pe de altă parte, sunt scrisorile ei către copii, după ce a revenit în, să vadă cei cu prăvălia, care fusese ocupată, citesc, de jidovi,
Și are o imagine superbă, superbă, mă rog, o imagine foarte clară asupra zonei peninsulare cu prăvălii și în timpul ocupației. A urmat apoi scrisorile lui Ovidiu Limbiti, personajul nostru, elev atunci la liceul de marină către iubita sa Elena, și aveam din 1951 o autocaracterizare a sa. Și o să vă explic ce este cu ea. Problema a fost că eu m-am oprit aici pentru că nu știam ce s-a întâmplat. Oricum, tipul fusese scos din lup. Ei, mă sună Steliana Paștei, jurnalista noastră ar fi cunoscută, și îmi spune, măi, vară mea vrea să vorbească cu tine. Zic, băi, n-am timp, făceam Bogoșa. Și zice, o cheamă Limbide. Le-am lăsat totul baltă. Am pus mâna pe telefon, era nepoata lui Ovidiu Limbidi, mama ei trăiește. Limbidi și Elena au avut, Ovidiu și Elena au avut un băiat, Vasile, care era tatăl ei. Iar eu i-am spus povestea de până la 45, ea 46-47 și am mai spus în continuare. Astfel încât a fost o sagă superbă de realizat, imaginea unei familii, nu fie cea mai importantă, dar nu! Doar oamenii importanți realizează lucruri bune pentru orașul nostru, pentru Dobrogea, pentru România, dar oriunde în lume. Sunt și oameni mici, fiecare cu puterile lui fac ceva. Și acum îmi permiteți să vă povestesc despre Ovidiu Limbiti. S-a născut, spune el, odată cu secolul în 1901. Mă rog, ăla era 1900. În 1901 începea secolul, dar nu contează. Mai exact pe 5 martie 1900. Acum, ei la Galați, în momentul în care mama era la Constanța, deja a venit să vadă ce face cu Jitoriu Citesc, el trimitea scrisori la Galați, din care răiesc că Ovidiu nu-i prea plăcea școala. Asta o spune și mai târziu. Și bai spunea și îmi cer scuze că suntem într-un mediu mai așa, dar citesc, dacă nu pune mâna pe carte să învețe și să ia examenele, dracul a luat. El era elev la liceul Mircea, avem o imagine asupra perioadei, ne oferă o imagine asupra perioadei în care liceul era închis și se chinuia, se străduiau personalitățile Constanței rămase să redeschidă liceul. Și avea 16 ani când a început primul război mondial. El era cercetaș. Dacă nu știți, vă spun eu, la Mircea Nete Neculescu, directorul de atunci al liceului, a înființat cercetășia. A fost una dintre primele cercetății zdravene din țară, unde erau mai toți elevii și mai toți profesorii, inclusiv cei care absolviseră liceu și au luptat în primul război mondial, între ei și Jalea, acolo, la Mărășești. El era cel tot absolvent cercetași de la Mircea. Și a activat la Spitalul Militar Elisabeta din Galați, au fost, spuneam, refugiați în Galați și apoi la Spitalul Carol din Constanța și a primit medalii ca și cercetaș. După revenirea în orașul natal, Ovidiu a început facultatea de chimie. Relațiile cu doamna Ecaterina Limbidi, care era și bărbat și femeie în casă și a trebuit să țină hărțurile, nu au fost bune. Niciunul dintre copii n-au avut relații bune cu mama lor. Ba chiar nora ei mi-a spus, avea o imagine atât de neagră, i-a spus o femeie care a trebuit să lupte, să țină familia unită și să o apere. Și a început facultatea de chimie la București, numai că mama nu l-a ajutat cu nimic și băiatul a fost nevoit să renunțe la facultate, să vină în Constanța. Mamei nu-i convenea nici această relație a lui cu această Elena, o frumusețe a orașului. Îmi pare rău că dacă îmi dați puțin dinăuntru, aș vrea să o puneți. Frumusețea orașului era, crecoaică, bine, familia spune că a venit la 11 ani în Constanța, la o rudă și, mă rog, s-au cunoscut. Ai avea, lucra la o prăvălie de aur, de aurăraie, lângă prăvălia lui Limbiti și s-au îndrăgostit iremediat. Ideea este că el vine la Constanța și se înscrie la școala navală.
Scrisorile către Elena sunt mai pomenite, aflăm și cele despre cele obiceiuri de 101 zile. Și ce năstrăvăni făcea. Era un adolescent cam întârziat după mine, dar întrăgostit iremediat. Da, aici este familia, singura poza a lui Spiru în spate și familia rămasă. Patru băieți și o fată, Ecaterina Limpidi. Doamna nu o suporta pe Elena. Avea și de ce, o să vă spun după aceea. Și, efectiv, este Elena. Nu i-a trimis bani în speranța că se va despărți de ea. Asta a fost și marea mea curiozitate până să o cunosc, să vorbesc cu Olimpia Limpidi, cu nepoata, dacă s-au căsătorit sau nu. Cert este că până și fratele lui Panait, căreia Nora Viorbitul Limpidi îi spunea comunistul, o reclamă pe Elena că este spioancă, tipa știa foarte bine germana și a și stat pe calea Premiei, a rămăsese la București puțin la veci. Și asta explică și relațiile dintre cei doi frați. Spunea că au avut un băiat pe Vasile, născut în 1938 la Constanța. Acum el nu avea voie, Ovidiu Limpidi nu avea voie să se căsătorească fiind în armată și trebuia să aibă aprobare, pentru că domnișoara nu avea dotă, dar recunoaște băiatul și după terminarea școlii navale absolvi școala de aplicație și școala politehnică. Eu nu o să vă spun toată ascensiunea lui, că i-am luat dosarul de la Pitești, dar era un ofițer din ce în ce mai bine apreciat. Aici este la Cetatea Albă în timpul războiului. Eu am descoperit că acest Ovidiu, care scria cu greșeli, inclusiv când era la liceul de marină, a fost șeful serviciului hidrografic și șeful secției hidrografice numărul 1, de pe lângă comandamentul litoralului maritim. Eram numit și la profesor în 1940 și la secția de marină comercială, fluvială, hidrografică și regimul Dunării. A primit o groază de medalii. Se căsătorește în 1942 cu aprobarea lui Gafencu cu Elena și în timpul războiului vreau să spun că a fost foarte activ făcând treburi pe hidrografie. În 1944 era capitanul comandor. Cum spunea și doamna, a fost reprezentant al României în Comisia Mixtă Română-Sovietică pentru delimitarea granițelor pe Prut, Dunăre și Marea Neagră. Avându-i ca și colegi, au luptat umăr la umăr pe Constantin Copaciu și pe capitanul Ion Gheorghe. El s-a ocupat de sectorul Dunării de Jos, zona Val de Brațul Chilia și așa mai departe. De pe această poziție, ca și Copaciu, dar el a fost cel care a spus-o în față, s-a opus cedării insulei șerpilor. A spus așa ceva, nu se semnează. Mai mult decât atât, după acest episod și după numeroase insistențe, reușește să obțină un document, este un proces verbal, este drept fără semnătură, de la reprezentanții sovietici cu obiectele și documentele ridicate de aliați de la Domnești. Cert este că în frunte cu el, este mământul de la București, în frunte cu el toată delegația refuză semnarea. Și în mai puțin de două luni a fost atașat la Institutul Geografic Militar, a fost retrecut în rezervă pe 15 decembrie 1948, dar concentrat în februarie 1949 la dispoziția Ministerului Apărării Naționale. Și acum încep și carierele. I-au găsit probleme medicale, ca să poată să-l scoată de tot. Și spuneau în foaia profesională, este amplificat de vederea slabă, de organismul obosit,
era apreciat în cultura sa politică și socială în formare, citește la întâmplare și puțin, nu pune în practică cele citite, nu este încadrat în ideologia democrației populare, nu este preocupat de evenimentele politice, nu are activitate socială, nu a depus muncă în vederea pregătirii oamenilor în privința educației lor cetățene și politice. Deci vedem care au fost cauzele de fapt. Nu era membru al UDM-UTC-PCR, nu urmase școlile politice și deranjase foarte mult în privința tratativelor și în legătură cu acel proces verbal și insistențele sale. De altfel, în 1951, într-o autobiografie, Ovidiu Limpidi declara: nu cunosc motivul pentru care am fost trecut în rezervă, deși funcționam într-o misiune în care nu aș fi fost trimis dacă nu inspiram încrederea necesară. Deși trecut în rezervă, totuși am fost menținut concentrat până la terminarea misiunei, iar ulterior trimis într-o altă misiune specială secretă în URSS. Activitatea mea în carieră a fost mărginită de la serviciu acasă. Nu am avut relațiuni decât în cadrul strict al serviciului. Nu am avut prieteni și nepoți afară de frați și orsori. În acel moment, deși dat afară pe ușa din dos, Ovidiu spera încă că va fi făcut amiral. El n-a fost făcut amiral, ba mai mult. În august 1951 a fost somat ca în 24 de ore să își facă bagajele, a fost urcat în vovagon cu Elena și copilul și deportat la casă. Aici, marele hidrograf a lucrat la drumuri, la muncitori, la drumuri. În timp ce Elena, că povesteam despre ea, era singura femeie care nu avea de lucru și îi plăcea foarte mult luxul. El îi făcea toate voile și nu a lucrat niciodată, știa germana foarte bine, european, turcești, ar fi putut să facă ceva. Lui Vasile, adică copilului, nu i s-a permis în primul an de deportare să facă școala la Bicaz, a urmat intervenții, a făcut până la urmă Petru Rareș din Piatra Neamț, iar în februarie 1954 a fost lăsat să plece acasă, doar că au rămas ca să termine copilul liceu. După venirea din Bicaz, lui Ovidiu i-a fost foarte rușine să vină în Constanța. Fapt pentru care s-a stabilit și și-a construit o casă pe pământul pe care îl cumpărase în Polentina 400 de metri înainte de război și între timp a stat în chirie la Mogoșaia. Erau săraci, nu aveau mutație și se ascundau de miliție. În acest timp, Ovidiu a muncit ca și muncitor tipograf la București, pleca ades prin țară. Și povestește Copaciu despre moartea lui pe 13 iulie 1966. A fost înmormântat într-un pitoresc cimitir, Sfânta Vine, de fapt, lângă o gara Bucureștiului, pentru că ca să audă ciripitul vrăbilor în timp celebra poezia lui Topârceanu, care l-anunțau că a trecut acceleratul. Era o fire blândă, caldă, iubind discret, dar cu multă dragoste, marea pe malurile căreia se născuse, început, modest, cu mult umor, iubitor de țară, a cărui istorie înfermeca. După moartea lui, Elena a beneficiat normal de pensia de urmaș și a muncit niciodată. Și să știți, grecoaica a interzis să se vorbească în familie limba greacă. Deci erau toți greci. Și îmi povestea mama Olimpiei că ultimile ei cuvinte pe patul de moarte au fost în grecește și nimeni n-a înțeles nimic. Vedeți, dumneavoastră, sunt patrioți care își apără țara. Mulți, mă rog, au fost mai ales acum, mai răuți că mai răuți. Sunt patrioți care își apără țara și care o fac din convingere. Și rezultatul este acesta. Schimbarea unui regim șterge și condamnă tot ceea ce s-a făcut bine înainte. Sunt personalități mari, dar sunt și personalități mici pe care noi, din păcate, nu le cunoaștem. Eu încerc să scot la iveală și documente și să fac o sagă, cum am făcut la Limpidi, și despre oamenii mari și despre mocanii veniți în transumanță și stabiliți aici din Transilvania și despre Basarabeni. Avem nevoie însă și de surse orale. pentru că știți, oamenii mor și
niciodată cui se duce și memoria. Și este nedrept. Se spune despre un om că moare atunci când nu mai e pomenit. Eu zic să-i scoatem din uitare. Eu vă mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuze, dar n-am avut timp să pregătesc un material despre un preot martir, că până la urmă astea sunt. Dar întotdeauna când vin o să fie materiale inedite și să... și să mai aflăm câte ceva din istoria noastră. Vă mulțumesc foarte mult!